La solicitarea Aquatim, în perioada 25 martie-12 aprilie, Comisia de Circulație din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara a aprobat restricționarea traficului rutier pe strada Dr. Aurel Păunescu-Podeanu, zona intersecției cu calea Stan Vidrighin. Astfel se va închide sensul de mers dinspre calea Stan Vidrighin spre stadionul Dan Păltinișanu și se va restricționa traficul rutier pe sensul de mers dinspre stadionul Dan Păltinișanu spre calea Stan Vidrighin, urmând ca circulația rutieră să se desfășoare pe o singură bandă de mers. Restricționarea este necesară pentru executarea lucrărilor la obiectivul de investiție, cele 12, execuție rețele de apă și canalizare Timișoara Sud, lot 1.